Și ce mai faceți, lume? Eu stau aici la o, la o bancă, la o ceva. Aștept să mă duc acasă și nu știu, probabil o să mai filmăm ceva pe acolo, cine știe ce mai fac și alte chestii, nu știu. Cam, nu știu, nu prea am mai făcut eu daily vloguri și nu prea știu să le fac. Dar încerc eu să filmez aici câte ceva, poate vi se pare interesant, poate nu. Uitați-vă ce frumos arată totul aici, până când te duci mai încolo și vezi ierburile alea. Adică n-aie, nașpa. Cât de frumos e să stai aici sus, pe o bancă frumos, să vezi totul acolo jos. Da, păcat că uitați ce fac oamenii pe aici. Adică, înțeleg, ai scăpat-o sau ceva de genul, dar aici e clar că n-a scăpat-o. Uite-te și tu că se vede cu aruncat-o acolo și... Na, e foarte aiurea. Și acolo sticlă. Da, na, România. La vale, fraților, m-aș da sincer cu pennyboard-ul, dar încă nu prea știu să mă dau pe el, adică numai ce mi l-am cumpărat. Așa că o să mergem pe chestia asta. Ok. It's gonna be awesome. Salutare, lume! Bun, și mergem și noi acasă. Astăzi sunt împreună cu Suriara. Da. Da, wow. Să-mi pui Instagram-ul și... Și a zis să-i pun, ce să spun, Twitter-ul în descriere? Nu, ce Twitter, bă. Instagram-ul și Facebook. Să facem asta oare? Nu cred. Da. Că și astăzi avem pennyboard-ul cu noi. O să mergem puțin prin oraș și chestii și o să fie super, super șmecher. Plănim să fac niște timelapse-uri, probabil ați văzut la începutul videoclipului sau nu. E un fel de skate, dacă pot să zic așa. Ia uite așa. Știi, na, vedeți chestii, suntem la sat aici, știi? La sat. La sat. Ce are? Ce are? Cu caprele. Cu caprele. O voi de-alea. Ce? Gâște, mă. Oi, gâște. Se numesc gâște, știi? Gâște. Da. Nu știu, și mi-am luat pennyboard-ul ăsta, super șmecher. Trebuie să-i dau jos folia asta, vedeți și voi. E puțin cam nașpa, sincer. Nu știu, mă mai gândesc. E mai greu de dat jos și asta e puțin cam nașpa. Adică, na, când am desfăcut tot ăsta, s-a desfăcut foarte ușor. Da, na, acum se desface mai greu. Try me, bitch. Wow. Nu prea te pricep, soră. Wow, ne amenință gâștele aici. Bun, și hai că o să mai revenim cu alte părți. Deci aici la sat avem lac artificial, avem baltă, avem de toate. I-aș mai da puțin cu pennyboard-ul, dar sincer e cam foarte rău drumul, știi? Hai, soră. E foarte rău drumul și nu prea îmi place să mă dau. Sau? Vrei să te filmezi iarăși, măi? Mai. Nu știu, sper că vă plac daily vlogurile astea. Mie nu-mi plac. Bine, poate pentru că glumesc, acum nu știu, poate e fain, e distractiv. Oricum sunt mai greu de făcut decât un vlog normal, cred. Ești handică, trebuie doar să zici ce faci. Da, știu, trebuie să zici ce faci, nu e partea grea cu filmatul, dar partea grea e că tot ce? E greu să le editezi. Adică nu e greu, dar durează mult până îți dai seama să fac timelapse-urile și... Da, mă, e chiar greu. Te las, mă leși. Asta pui... Thumbnail, nu? Thumbnail, da. Cu tine? Thumbnail? Nu, o să pun cu noul meu pennyboard. Dar cum se zice? Thumb... Vezi câte bun vecini. Să mă vadă vecinii, wow. Oameni, am obosit, sincer. Nu prea îmi place drumul ăsta de aici, e puțin mai nașpa și în față cred că se vede o căruță, dacă mă înșel. În fine, nu știu. Oricum, am obosit, dar na. Bun, oameni, imediat ajung acasă. A fost o zi destul de interesantă, bine, încă o să mai filmez probabil niște chestii pe acasă. Și da, ne vedem imediat. Ok, e timpul să facem ceva mai multă treabă pe aici. Bun, hai să schimb și camera în cealaltă mână.
E folia asta aici foarte nașpa și aș vrea să o dau jos. Sincer, nu știu dacă pot să o dau jos, dar... No. Cred că va trebui să desfac șuruburile astea, probabil. Și s-ar putea să fie cam nașpa. S-o și murdări roțile, dar e cam normal oricum. Da, foarte, foarte iurea. Și chiar credeam că un cuțit de gen o să-mi folosească și o să reușesc, dar nu știu, pare mai greu decât atât. Știți că și în Chișinău este board shop, și însă nu știam că există și în Timișoara și eu mi l-am luat ăsta de la Helvis, după cum ziceam. Aș fi vrut sincer să mi-l iau din Timișoara, de la board shop, dar aparent nu știam că există. Și fix acum, după ce l-am cumpărat, mi-a zis cineva, bă, uite că este și nu l-aș returna acum, că e destul de ok, arată destul de bine și... E foarte, foarte drăguț. Îmi place și culoarea, roșu așa cu negru, chiar arată super, super tare. Și textura asta e ceva destul de decent, dacă pot să zic așa. Merele sunt foarte bune, ok. Îmi plac în special merele astea galbene și cred că o să mănânc unul și apoi probabil o să mă pun să editez vlogul ăsta, cine știe, nu știu. Vedem. Lumea, hai să vă arăt ceva interesant ce am făcut, nu știu, dacă vă uitați la Naruto sau dacă sunt oameni care se uită la Naruto, uitați, am aici un kunai făcut de mine, destul de interesant, nu știu, arată ok. Și e foarte, foarte ușor de făcut, căutați și voi un tutorial pe YouTube și faceți acest kunai. Îl țin pe masă, de obicei pe birou, îl țin ca și ceva bibelou, dacă pot să zic așa. Și da, lumea, cam atât și pentru acest vlog. Sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și probabil o să ne vedem data viitoare cu un alt daily vlog sau cine știe, poate facem o serie de daily vloguri așa, deci o să ne apucăm de treabă. Pa, pa!